Pentru a doua oară, ținut 8 luni în același penitenciar ce l-avea, după care a fost eliberat, fiind exonerat de acuzațiile care i s-au adus, deși bolnav, a fost vizitat de un reprezentant al administrației de stat porturi și canale comunicații pe ape, spunându-se că îi se oferă noi misiuni de ranfloare. Deși, iată, în 1956 avea vârsta de 68 de ani și după ce în 1951 fusese internat mai întâi la Spitalul Viking, apoi la sanatoriul din Sinaia, având boala pe care am amintit-o, a acceptat. Și atenție, aici apare un element care mi se pare foarte interesant și care caracterizează cumva regimul comunist. Acest reprezentant al statului român i-a spus că, deși nu va avea contract permanent, el va fi plătit cu o sumă, nu l-a interesat pe Nicolae Lubomirov, este vorba de 900 de lei pe lună, dându-i se și o cotă dublă. Adică, probabil, îi se dubla suma în cazul în care misiunea a fost îndeplinită. El a continuat să facă aceste studiere în cursul anului 1956, din câte știu eu puțin și din 1957, însă din punct de vedere fizic a clacat, motiv pentru care nu s-a mai putut scufunda. Spun lucrul acesta, l-am ales pe Nicolae Lubomirov făcând o paralelă, pentru că sunt pasionat de scufundări, fiind constanțean la origine și știu ce este acela un... în 1963 am spus. Da. Un minut pentru că am spus. Mi-a întâmplat, a făcut ca să fie mie superior, sus de tot, cel care a fost comandantul flotii românești și tipul războiului. Ori am acela. Al doilea război mondial. Da, sigur. Da. Când discutăm, da. Aș putea să vă întreb care a fost comandantul familiilor de... Din primul război mondial. Da. Da. Lasă-o parte că de asta e ajuns la o vârstă când trebuie să le știi mai pe toate. Da. Problemă. Așa-ți întreb, când voi avea bucuria, onoarea, să vine cineva aici și să vorbească despre Horia Măcilaru, că n-a fost vejor, că n-a fost, eu știu, fascist, că n-a fost, totuși a fost un erou, că un om care a și permis să evadeze din pușcărie. Deci, recomandare, nu e nevoie să-mi răspund. Dar foarte pe scurt, la 20 problemă. Este o problemă care, iarăși, coleg, de înseamnă onoarea marinii noastre și de faptul că tu dezmujograf sau ofițer. Muzeograf la muzeul marinei române, detașat la foarte. E greu, e meserie grea acolo. Meserie grea. Mai ales că țineți muzeul cam de mult timp. Ia să adrum acum. Da, bun, bravo. Dar câteva zamboni, treceam cu mașina pe acolo și mă gândeam să mai, când să mai mângâi tortila aia dumneavoastră, cea mare.
E o recomandare pe care așa se stere. Muzeograful poate să dea mâna oricând cu cercetătorul. Chiar eu am fost cândva trimis de la Academie la Muzeul de Istorie București. Și m-a făcut datoria și ca acolo și ca cercetaș. Bun. Dom'le, ia gândiți-vă, nu s-a scris nimic de frică, de neputință, de ignoranță. Nu am avut o combinație cu marina germană, foarte fructoasă. Țineți-l în dreptul... Ce vreți să le înghiți? Ce mai vreți? Nu, să zic bine! Nu mă ajutați să... Bun. Țineți-l în dreptul... Nimeni nimic. Nu, cunosc, nu, cunosc. Ce s-a scris, cunosc foarte bine. Ce s-a gândit, am două, nu știu, poate dumneavoastră cunoașteți mai mult și poate nu știu. Dar dumneavoastră care totuși sunteți pe coste Satiamonii, lângă Rensu, cum se numește cel care și-a zburat creierii când a trebuit în 15 septembrie, când au venit vrăstașii și au luat în privire Marina Regală Română? Cum s-a numit? Singurul? Singurul? Comandorul Domojan, să vine cineva din partea dumneavoastră, nu mai întreb cine e rău sau care a fost rău sau ce știe. E foarte interesant ce a spus dumneavoastră, dar totdeauna vrează să mergeți pe raportul acesta între valuri. Avem oameni de mare calitate, au fost la Stella, Sevastopol, au să avea mii de ostași. Avem și oameni care au fugit cu vedetă, o vedetă, nu mai spun niciodată și-au făcut datoria. Avem și submarinul ăla, nu știu, care și așa a făcut datoria, cât putea să-și facă, bineînțeles că nu putea să ia oameni, dar putea să mai putească. Adică aveți un stoc, aveți un bazin de oameni, de eroi, într-adevăr, și de fapt. Străduiți-vă, eu am să mai trec și eu pe la... la comandantul dumneavoastră și am să-i sugerez fel și fel de idei. Dar aveți acolo aur. Folosiți-l, vă rog. Au rămas două restanțe, domnul Țiu și cu domnul Baratec și cu asta... Da. Suntem fericiți. Trecem la așa mare. Mai degrabă un comentariu. Pornind la observația domnului Abraham de după amiază, că istoricii nu mai sunt atât de inovativ ca altă dată. Mă gândeam la comunicarea domnului Cătușu, care ne-a prezentat o narațiune foarte scufoasă, cu multe personaje, cu traseul fiecăruia. Nu știu, poate ar trebui să utilizăm și alte metode de cercetare din sociologie. Poate era interesant un profil al grupului. În grupul acesta, din cine era compus? Câți erau muncitori, ce origine etnică, poate și mai departe. Pentru că riscăm să avem parte de comunicări în care sunt prezentate trasee importante, care poate nu sunt atât de relevante. Dacă am face o comparație pe grupuri, nu? Face un profil al fiecărui grup și apoi o comparație ulterioară pe grupuri, am aflat lucruri mai interesante despre acești comuniști interpeliști. Colega noastră, Cristina Biac, deja a făcut acest lucru și a avut niște concluzii interesante. Eu atât am să spun, nu mai mult. Deci am înțeles. Întrebare tot pentru domnul Lătărâșu, ca să nu răspundeți de două ori. Dacă în cercetarea dumneavoastră acestor dosare ați putut să citiți și manifestele tipărite de această... și dacă puteți să ne rezumați conținutul, cam care erau rozincile care apăreau pe aceste manifeste? Nu, acum a putut, numai puțin. Am citit o parte din manifeste, am remarcat că sunt două categorii de manifeste în dosare. Erau și dosare, să zicem, ale opoziției care, din timpul procesului, care chemau românii, români, olteni și să vină pentru a protesta împotriva procesului, dar și câteva manifeste identificate de autorități la cei care au fost arestați. În general, pe aceste manifeste s-au făcut... aceste manifeste au fost probele incriminatorii. Iau văd acolo, au citat în rechistorul un dosar ce urmăreau acești comuniști, în general cu infiltrarea comuniștilor prin organizațiile de sindicat, ca să preia controlul, să facă tot felul de
tot fel de grupe. De fapt, ei, siguranța considerat în cazul lui Kaufmann, cel care a lucrat până în 1929 la fabrica de bere Bragadiru, când el a cerut mărirea salariului, că de fapt el a cerut acest lucru urmare acestor manifestații, acestor, cum să le spun, acestor întrebări din rând ale comunistilor, rândul muncitorilor, și au întreagă un acel comunitate. Semna, am mai spus că în programele, în broșurile confiscate, se spunea că, domnule, trebuie să creștem comunitate, reproduc ceea ce scria în manifest. Trebuie să creștem comunici ca să infiltreze într-un felul de organizații și de dea exemplu sindicatului. Ei astfel au făcut legătura dintre Drăghici, care era lucrat la CFR Grâbița și avea o funcție în sindicat, că el era un comunist îndrăgit, că avem în față un comunist îndrăgit care a pus în practică recomandările internaționale, etc. Și în general cam au mai vorbit în cazul lui Dimitri Fgane, ceea ce vrea să facă dezlipirea Dobrogei, nu știu ce, cam asta. Ei reproduceau cam toate acuzațiile ce au fost duse la proces. Oricum, vreau să-i răspund și domnului Țiu, deși nu intenționam. În două minute termin. Nu, dar nu e nicio polemică. Eu am vrut să pornesc de la această, să zicem, analiza grupului celor 19. Dar mi-am dat seama că nu prea am timp și am întrebat, nu știu dacă prezint foarte mult interes. Din cei 19 era doar un singur român, Alexandru Ghici. Cei mai mulți erau muncitori. Existau, să zicem, doi intelectuali, putem să-i numim așa. Ana Popă, care absolvise facultatea de medicină, care terminase doar facultatea de medicină, și este Radu Soveschi, cunoscută ca Stella Moghioroș, care a fost soția lui Moghioroș, care terminase facultatea de litere. Restul erau muncitori. Dacă domnul Țiu vrea, la cocktail o să-i spun și ce profesie aveau fiecare. Acum, cu originea identitatea la celor 19, nu este un mister pentru nimeni, maghiari, ruși, etc. Nu e cazul să intrăm în dezbatere laterale. Avea domnul... Tot între domnul Lăcătuș. Întrebarea mea este simplă. În lista de avocați se regăsește numele Alexandru Mâță? În vedemia din... Nu aș putea să dau un exemplu acum, pentru că erau mai mulți de avocați, nu am putea toată lista avocaților în profunzime. Maurele ăștia erau foarte cunoscuți și am verificat foarte repede. Nu m-am urmat să... Nu am intenționat să... Eu cred că dumneavoastră ați studiat dosarul, de-aia vă întreb. Pentru că nu e întâmplătoare întrebarea mea. Este Alexandru Mâță, ulterior în culat, va fi salvat numai de faptul că a fost avocat Ana Paucher la acest proces. Și ulterior, eu va merge alături de Ana Paucher în activitatea ei de consiliere de vizită pentru Vladimirescu. El va fi viitorul decan al Facultății de Marxism la ASE. Și multe alte. De-aia v-am întrebat dacă se regăsește, pentru că el asta ne-a invocat. O să mă uit, o să mă uit în documente și vă trimit un e-mail dacă se găsește. Mulțumesc mult! Și nafti galbenă. Ok. Stimați colegi, știu că ar putea continua foarte mult dialogurile vis-a multilaterale. În numele dumneavoastră, coleg Constantin Bucheș, cu subsemnatul dictatorii acestei după amiază, vă mulțumim.